Jador are o relație de iubire cu Ana Ciocan, iar acum sunt pregătiți să ducă totul la următorul nivel. Manelistul a dezvăluit pentru prima dată că a stabilit deja data nunții cu Ana Ciocan. Cei doi se vor căsători în aproximativ o lună. Încă nu știam dacă este adevărat sau nu. O să ne căsătorim. Acum e o chestie serioasă. Vreau să-mi fac familie cu fata asta. Ne căsătorim a treia zi de Crăciun. Nu o să fac nuntă, o să mă duc la preot, o să mă cunune verișorii mei și o să mă duc la doamna primar, a declarat Jador. La un moment dat, Jador a declarat public că s-a despărțit de Oana Ciocan. Mai mult, a spus că ar fi văzut-o pe iubita lui alături de un alt băiat la un restaurant. În cele din urmă, Jador a recunoscut că totul a fost o scenare. Cei doi au filmat, de fapt, videoclipul pentru noua lui piesă. Așadar, când a fost întrebat, Jador a dezvăluit că nimic din ce a spus în acea perioadă nu a fost adevărat. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.